Love is in the air. Am găsit fraier că vine Valentine's și să dăm cadouri frumoase la cine merită. Se apropie Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, nebunia mare. Acum parcă s-au mai calmat treburile pe la noi, dar totuși rămâne o sărbătoare foarte celebrată peste tot în lume. Se dau flori, cadouri și sunt mai ales legate de ea tot felul de tradiții. În țara galilor se oferă la iubite în mod simbolic o lingură de lemn. Acum dacă îi dai neveste o lingură și de lemn, nu știu dacă se bucură. Deci tu mă vezi la cratiță pentru toată viața? Aveți grijă să nu fie lingura foarte groasă, foarte mare, că o să doară. Mai sunt și superstiții de Valentine's Day. Adică dacă tai un măr pe din două și alegi o jumate, cât sâmburi sunt în ea, atâția copii vei avea. Cine are să și-i crească, cine nu, să și-i dorească. Samă, vedeți ce mere vă alegeți și Doamne ferește să nu fie o rodie din greșeală, că atunci îi bai. O tradiție din America spune așa că în dimineața de Sfântul Valentin, ce nume vei auzi pentru prima dată la televizor va fi numele celui sau celei cu care te căsătorești. Acum depinde la ce televiziune te uiți, că dacă te uiți la Antena Stars, sunt șanse mari ca numele iubitei să fie Pepe, Nadir sau Guță. Dacă te uiți la România TV, Ciutacu, Cioloș, Ghiță. Hai să revenim la ale noastre, la oile noastre. Ce tradiție e în România de ziua îndrăgostiților? Tradiție e că băiatul, bărbatul, ficiorul uită să ia cadou și apare cearta. Apoi folosește scuza aia, știi tu, eu te iubesc, dar nu-s cu sărbătorile astea. Eu cu Valentine's-ul ăsta-i de împrumut, ca Halloween-ul, ziua lui maică ta. Eu-s cu dragobetele, eu respect dragobetele. Noi suntem români, dragobetele! Asta e de fapt sărbătoarea noastră, care a fost reinventată de ce? Să ne salveze pe noi bărbații. Că uiți, mă, de la mână până la gură. Uiți să faci o rezervare într-un loc, uiți să plănești ceva drăguț. Uite să iei un cadou și așa, mai ai încă 10 zile la dispoziție să te revanșezi până la dragobete ca să te ierte iubii. Și dacă uiți și de dragobete, nu e așa mare bai, că mai ai o săptămână până de 1 martie când te poți revanșa cu o floare, cu un mărțișor, cu o mașină sau de 8 martie când poți să-i cumperi soției un bilet la striptease masculin, doar dus. Ha! 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 Ce-a fost verde s-a uscat și vlogul s-a terminat. Iar eu, cu mare plăcere, vă urez la revedere! Că de aici am plecat și cadoul l-am luat. Sper că poate l-o-i găsi și primit bine va fi. Că Valentine, Valentine, dau cu cadou după tine, că ce-mi luaș nu-mi plăcu să te calce amaru. Valentine, Valentine, la 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 la. Salutări și mneața bună vă, să trăiți că trebuie să vă distrați, că meritați. Unde să vă distrați? Aici, pe canalul lui Nicu Bende, adică al meu, în persoană, pe persoană fizică. O știre extraordinară am citit ieri. O pacientă din Anglia a fost operată pe creier și până aici nimic deosebit. Că mai sunt operații pe creier, dar în timp ce era operată pe creier, ea cânta la vioară, pacienta cânta la vioară, chirurgii operau creierul, îi operau creierul. Extraordinar, a fost pentru prima dată în istoria medicinei, când pacientul n-a dat bani la doctor, a primit ea la sfârșitul operației. Vă dați seama, au aplaudat toți și i-au dat câte 100 de lire, de la anestezist până la asistente. Vă dați seama, concert a cântat din Mahler, Gustav Mahler a cântat la vioară. În România încă nu suntem la nivelul ăsta cu operațiile. Nu se fac așa operații avansate pe creier, în schimb se practică zilnic spălarea creierului. Păi nu e emisiunea aia Acces Direct din Rect? Păi extraordinar, cu vulpița. Sau cum dracu o cheamă pe aia, la ce față are și cum arată, parcă ar fi Dihorița și soțul său. Soțul său e 100% Dihor. Deci la emisiunea Acces Direct din Rect, s-au uitat 3 milioane de oameni să-i asculte aberațiile femeii ălea. Nu mă mir că am văzut că PSD-ul iar e la 27% în sondaje și scăzuse sub 20%. Vedeți? Ați mințit poporul cu televizorul. Vulpița. În alt ordine de idei, se pare că Ludovic Orban
îi opera pe creier de Iohannis și în același timp el îi cântă în strună, îi cântă la mandolină, cu alegerile anticipate, alegeri anticipate. De unde dracu anticipate că n-avem guvern? PSD-știu zis că luni pe 24 de dragobete, mă, nici nu intră în sală ca să voteze investirea noului guvern. Păi s-o pună Iohannis premier, s-o pună premier pe Vulpița. Vă dați seama, toată lumea ar sta cu ochii în gura ei. Păi de ce să nu nominalizeze de premier? Dacă a fost bună și doamna Dăncilă? Dacă am avut un pavian, vorba lui Tudor Popescu, o vulpiță ne-ar strica? Ziceți și voi, mai avem guvern în țara asta? Mai suntem noi conduși de o clasă politică responsabilă? Parcă te-ți spălați pe creier, domnule, că asta și-or dorit când au intrat în politică. O zi frumoasă, vă salut numai bine, cam plouă aici în Cluj, cam plouă și urât. Plouă, plouă, mâța ouă. Din cugetările de pe Facebook, că îmi place să mă uit la postările astea cu impact motivațional, care te scot din rutina zilnică și îți dau un sens în viață. Deci din acest ciclu al postărilor vă citez ce-am văzut azi dimineață la un prieten pe pagină. Scria așa, vârsta e doar un număr. Da, și m-am gândit, am depășit și eu o anumită vârstă asta și m-am gândit, vârsta e doar un număr de boli. De boli, bună dimineața, vă salut, nu stă mult că e duminică, gata ghiozdanele, copiii pregătiți. Ioi, mâine dimineață trebuie să mă scol, să mă duc la școală, ioi, de ce nu puteam să fac online, de ce nu suntem în scenariu roșu? Nu contează, mergeți la școală, vorba lui Hagi, e bună și școala la ceva. Vaccinul, s-a vaccinat el domnul premierul Câțu? Premierul Câțu se vede că face economie, se vede că face economie și de silabe, eu nu-l înțeleg, e un fel de dinică, combinat cu Puiul Călinescu, atunci când vorbește, m-am vaccinat și să perem să vă vaccinăm și în țara noastră o să fie vaccin și eu o să... S-a vaccinat rockerul, s-a vaccinat ieri și-a făcut apelul primul ministru al țării și Cioze zice, nu luăm vaccin de la ruși, nu luăm vaccin de la chinezi, nu, ne apucăm să facem și noi vaccin, încercăm să facem și noi vaccin românesc, autentic. Ori pornit ăștia horincăriile, ori pornit ăștia pălinciile, toți ori zis, gata, vaccinul românesc e cel mai bun, se administrează oral și rapel, se face de câte ori îi nevoie. Dejaba. La o oră a ieșit în presă domnul de la terapia, domnul Dragoș Damian de la terapia, fabrica asta de face medicamente și a zis, domnul șef, am face noi vaccin, dar n-avem tehnologie. Păi în țara asta nu suntem în stare să facem un spital, o autostradă, o școală, de dai Doamne. Aceste obiecte, aceste lucruri se fac din obiecte materiale pe care le avem la îndemână, nu? Un bolțar, o cărămidă, un ciment, un pic de bitum. Și ne apucăm noi să facem vaccinul, să concurăm Occidentul la vaccin. Noi n-avem nimic, mă! Noi n-avem nimic, noi suntem piață de desfacere și facem noi vaccinul. Câțu? Câțu? Nu? Aruncat asta în ochi. Facem noi vaccinul românesc. După Pfizer, după AstraZeneca, după nu știu mai ce, o să vină vaccinul românesc. Palincus. O cafea bună primită de la Val Pandrea din Florida. Unde? Pe buymeacoffee.com/nicubendea. Doamne ajută-vă! Azi mânc bine. Azi mânc bine. Nu că aș avea nevoie, că toți îmi scrieți. Socra îi informă. CFR-ul e numai la un punct de FCSB. C-o bătut cu 2-1 pe viitor. Bă, socră mea... Nu degeaba zic colegii de brici bosorcani, adică vrăjitoare, e vrăjitoare, atât a uitat la televizor, bine după ce l-au spurcat pe Bălgrădean, că au pierdut acolo mingea de-o lua gol, o stat 93 de minute așa, hai de gol, de gol, Hoban, 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 de gol, de gol, Hoban, și-o dat gol Hoban. Ce fereu câștigat, are un punct mai puțin decât stau, că m-au sunat și Becali, zice, bă, Bendea asta care ești tu, Bendea, băi, adu-o pe soacră mea, soacră ta, soacră ta, adu-o la mine în tribună, să poarte noroc și la jucătorii mei. Eu sincer aștept telefon de la domnul Neluțu Varga de la CFR. Să o luăm pe soacră, să o punem în galerie la CFR, să fie porbonor, să ajute jucătorii să se concentreze, să dea gol. Cu soacra în tribună, CFR-ul e campioană. De-aia zic că mâncăm bine, leveșă. O trimis tata un cocoș, cocoș crescut și tăiat de el, vă 3 kg, cât un el. O zesticul că așa l-o trântit până o reușit să-l l-o dezamorsat și o trimis cocoșul întreg. Bine, l-o ciupelit mica așa cum trebuie și... Zice, cu tăt, zice, ți-am trimis și ție pipotă să mai mânci niște pipotă, că destul ți-o mânca alții. Zice, am trimis și inima cocoșului pentru socră ta. Are socră inima și mica mama o trimis tăieții. Deci este o coproducție, o leveșă, o...
atâta mâncă de bine cochii, de pe pui, de casă, de pe cocoș și ce rămâne din carne, da, da, carnea aia, opărită, înăbușită, fiartă numai, cu ce să mănâncă? Cu un splendid sos de castraveți murați. Nu știți voi rețeta asta, numai soacră o știe. Sos de castraveți murați, lângă carne de găină de casă înăbușit. Mor încet. Mă duc, îi fac un cafei, îi fac un masaj, numai să iasă mâncarea bună. Doamne ajută-vă, vaccin plăcut și vaccin ușor. O zi superbă și de mâine la treabă. De la 10 ne vedem aici pe canal. Cafeaua pe buymeacoffee.com/nicubendea. Sună mai bine decât un quintet pentru clarinet scris de Mozart. Sună mai bine decât un mix bun pus de Armin van Buuren. De ce sună așa de bine? Că se pregătește o supă pe cocoș de la Sohodol. Ca duminica, în familie, lașcă în zamă. Poftă bună și vouă și numai liniște sufletească și împăcare. Vine, iarăși vine, vine, cine, vine, Van Buuren, Armin Van Buuren, vine în august, anul ăsta, pentru a patra oară, la Cluj, la Antold. Ce criză, ce scumpiri, să vină Armin, nu vrem bani, nu vrem valută, Arminuț să ne mixeze. Pregătiți-vă gâturile, pregătiți-vă palmele, nările, va veni Van Buuren. Va sta mai mult de data asta în Cluj-Napoca și-a luat și o cazare ieftină, un duplex, într-un duplex în Florești, lângă Amaretto. Condiții speciale. Va lansa un nou hit de 84 de ore, filmat în cartierul intelectual Mănășturi, Van Buuren la Cluj. Pregătiți-vă! Nici Isus nu e așa de așteptat ca și Armin Van Buuren la Cluj-Napoca. E august, e Sfântă Mărie, e Armin Van Buuren la Antold. Nu uitați, pregătiți-vă!